La țară, mai ales în județul Botoșani, locurile de muncă sunt o raritate. Oamenii trăiesc mai ales din munca pământului, creșterea animalelor și ajutoare sociale. Sunt însă și administrații locale ce caută soluții la sărăcie. În comuna Pomârla, de exemplu, edilii aplică de 3 ani cu succes un nou concept pentru a rezolva problema locurilor de muncă. Se numește economie socială. Practic, cu fonduri europene, au fost înființate 2 societăți comerciale unde să fie angajați sătenii fără venituri, mamele singure, cei care au părăsit sistemul de protecție socială, dar și alte categorii defavorizate. Ideea s-a născut după o vizită în Europa, acum 5 ani. Acolo sistemul era aplicat de 40 de ani, dar în România nu existau pârghii legale. Eu aveam în minte conceptul acesta pentru că am vizitat în țări din Uniunea Europeană, în Austria, în Italia, am văzut, dar vă spun sincer, la momentul respectiv nu prea am înțeles mare lucru, pentru că nici nu, fiind un ceva străin, nu știam în țara noastră, nefiind legislație în acest sens, nu aveam nici eu cunoștințele necesare ce înseamnă această economie socială. În urmă cu 3 ani însă a fost creat și cadrul legal pentru înființarea acestor cooperative sociale, care să ofere locuri de muncă și un salariu decent nevoiașilor. A fost înființată prima dată o cooperativă de tăiere a lemnului, deoarece zona abundă în păduri. Ne-am uitat în jur, am spus, haideți să vedem. Avem pădure, da. Cum stăm cu prelucrarea lemnului, cu asta, cu zona de exploatare, cu zona de prelucrare primară, și am constituit prima cooperativă socială privind prelucrarea primară a lemnului, despicare automată a lemnului de foc și paletizare. A fost înființată imediat și a doua cooperativă socială, de această dată specializată în țesături. Erau fabricate costume populare, covoare, dar și ei cu motive tradiționale stilizate. Al doilea proiect cu care mă mândresc acum, la acel moment era doar ideea locurilor de muncă. Hai să facem locuri de muncă, nu m-am gândit efectiv pe moment impactul așa frumos și latura aceasta sufletească, spirituală. Și aici mă refer la meșteșugurile noastre populare, la ei, țesături, covoare, costume populare. Au fost create 22 de locuri de muncă, iar edilul din Pomârla spune că în acest fel oamenii sunt încurajați să muncească, nu să primească ajutoare sociale, iar comuna se dezvoltă din punct de vedere economic. Ajutorul social n-a fost și nu este niciodată o alternativă. A implica în muncă persoanele care nu au această șansă, nu au un loc de muncă, nu au șansa aceasta de a pleca de lângă familie. Asta este și filozofia în Europa, le dai un loc de muncă și demnitatea lor este alta pentru că lucrează, se simt, cred eu, se simt utili societății. Cel mai mare impact l-a avut însă asupra oamenilor angajați în cadrul acestor cooperative. Într-o zonă fără locuri de muncă, aproape exclusiv agricolă, cooperativele au fost un colac de salvare. Această oportunitate a însemnat un loc de muncă. Da, am unii să lucrez, că eram acasă, nu lucram nicăieri, era foarte greu. De obicei se găsesc ușor locuri de muncă la țară? Foarte greu la țară. La țară nu avem unii lucra, în afară de acum cu locurile astea de muncă, că în altă parte nu este. De altfel, edilul din Pomârla este decis să mai deschidă încă 4 cooperative sociale în comună pentru a crea noi locuri de muncă. Mai mult decât atât, toți angajații sunt calificați în meseriile respective. Noi vom face și în sesiunile următoare, că legislația ne permite, vom depune un alt proiect în care cu siguranță vom mai înființa încă 4 structuri de economie socială în viitor apropiat. Cea mai de succes s-a dovedit a fi cooperativa Elcor pentru țesături. Costumele populare și iile au fost livrate în toată țara pe comandă pentru diferite evenimente.